dacă am trăit într-o lume normală, ziua de astăzi ar trebui să fie o zi obișnuită, o zi în care se semnează un contract de delegare, n-ar trebui să fie un lucru. Așa cum deja domnul președinte a atins subiectul, din păcate nu trăim într-o lume normală. Nu este normal ca o derulare a unui proiect să țină 10 ani de zile. Nu este normal ca să o achiziție publică să poate fi ținut prin instanță ani de zile. Domnul președinte s-a referit la cele 32 de proiecte pe plus mediu, dar într-adevăr s-au depus 32 de proiecte, dintre care 18 au cerut fazare, însemnând că n-au reușit să facă nici măcar construcțiile și intră de pe post mediu, intră pe finanțare cu ei. Deci 18 județe, în momentul de față, nu au reușit să termine nici măcar construcțiile. Din cele 14 care totuși au reușit să facă acest lucru, așa cum a zis domnul președinte, noi suntem pe locul 3. Mențiunea că în fața noastră este un județ cum este Argeșul, care a făcut viduri pe vremea UISTA. Deci era o superficie mică. Eu cred că este un rezultat extraordinar. Au fost întrebat de colegi azi dimineața cum mă simt. Probabil se așteptau să zic că sunt bucuros. Nu sunt obosit, dar liniștit. Pentru că atunci când a trebuit să semnăm actul adițional cu domnul președinte, că vom plăti 20 de milioane de euro înapoi, fără sumație, dacă acest sistem nu funcționează, credeți-mă că n-a fost ușor. Nu prea am gătit câteva nopți, dar așa cum nu funcționează până de 15 mai. Am văzut, da. Deci, am semnat acum câteva luni în urmă un angajament la care încă nu știam dacă o să ajungem până la 15 mai. Da, și mai trebuie menționat un lucru cu unii dintre dumneavoastră. Știu, noi am plecat cu 2 ani în Aghita. Inițial trebuia să facem asociația între notul județul Aghita. Pe urmă s-a desfăcut această asociație și a trebuit să facem asociația noastră proprie. Tehnic stat am pierdut. Eu v-am spus această idee pentru a demonstra că suntem într-adevăr în măsură să spunem că este un rezultat extraordinar ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că sistemul funcționează în județul Covasna. Despre proiectele pe post mediu ați scris foarte mult. Eu nu vreau să intru în detalii tehnice cu normative, cu directive. Un lucru este clar. În momentul în care România adera la Uniunea Europeană, a avut niște negocieri. Da? În ceea ce privește protecția mediului și ceea ce privește proiectul nostru, s-au negociat două lucruri. Se vor închide toate depozitele neconforme din țară, respectiv se vor construi facilități, adică depozite, MDT-uri și așa mai departe, pentru a realiza țintele obligatorii până în 2020. Aceste ținte sunt cuprinse și în proiectul nostru, dar pe lângă acest lucru sunt cuprinse și în legislația românească. Este foarte clar, până în 2020 trebuie să reducem cantitatea de deșeuri cu 50%, dacă nu ne paște infinitul. Aici o să vă dau, de exemplu, că am trecut prea repede pentru că am și uitat închiderile de închiderile de depozite. Și trebuie să spunem, județul Covasna a fost primul pe țară care a închis gropile din mediul rural. Noi am reușit să închidem prin proiect ce înseamnă depozite în urban. De ce este acest lucru important? Ar fi un mare lucru, dar dacă ne uităm la județele vecine unde astăzi se fac calcule cu mii de euro penalități pe zi, atunci ne dăm seama cât de important a fost acest proiect. Oricât de puternic ar fi un consiliu local, un consiliu județean, aceste penalități sunt atât de mari încât o să simtă toată lumea un sunar. De exemplu, județul Covasna, dacă n-ar fi închis aceste depozite, ar trebui să plătim 1300 de euro pe zi. Deci, e ceva. Și asta plătești până când faci închiderea. Dacă închizi în 2 ani de zile, atâta plătești. Revenind la
proiecte. Mai trebuie să menționez un lucru. În cadrul acestui proiect am fost singur că noi suntem în județul Prahova, asta un pic mai altfel decât alții. Nu a fost inclus colectarea. De ce? Pentru că cele patru municipii, patru orașe, scuzați-mă, au venit și au zis, domnule, nu intrăm în asociație dacă mi se ia colectarea. Din această cauză, nu a fost inclus în proiect colectarea, care, din punctul meu de vedere, într-un termen scurt și mediu, reprezintă nu numai un avantaj, mai mult decât un avantaj. Pe termen lung, poate fi o calcană, dar dacă gestionăm trebuie ca lumea, atunci vom depăși acest moment. Ceea ce privește Asociația de Dezvoltare, Consiliul Județean Uit, Asociația de Dezvoltare este, este cea mai mare asociație din județ, da? Și eu vreau să-i felicit pe primarii comunelor, pentru că tocmai am avut o ședință alta. Discuția am avut. În schimb, absolut toate, dar absolut toate măsurile au fost luate în unanimitate. Dacă vreți, vă dau și un amănunt mai interesant. Cuitul este la Lex și am avut primarul de la Moșa și primarul de la Moroșne. Un anumit partid a avut pe ăștia doi primari în toată țara. Am reușit să stăm cu ei la masă, am reușit să depolitizăm acest proiect și nu ne-au pus absolut nicio problemă. Nu sunt la decenarea premiilor Oscar, deși iar altă lucrurile așa, dar și eu vreau să mulțumesc în primul rând conducerii Consiliului Municipal pentru încrederea pe care a avut în Asociația de Dezvoltare și lui este extrem, extrem de important. Am avut tot timpul mână liberă, bineînțeles control, 100%, dar mână liberă. Este un lucru esențial. Colaborarea între Asociația de Dezvoltare și UIM și în ziua de astăzi este extraordinară, sunt în ochii. Colucrăm și va trebui să colucrăm conform proiectului și în continuare. Deci, beneficiarii proiectelor. Eu știu că este extrem, extrem de greu să explicăm oamenilor că aceste investiții, de ce sunt necesare? Pentru că aceste investiții nu se simt astăzi în buzunar. Pentru că aceste investiții s-au făcut, în primul rând, pentru protecția mediului. Foarte mult, foarte mult. 99,9% din oameni nu au fost niciodată pe un depozit de confort. Să vadă ce înseamnă un depozit de confort, când nu poți să faci un pas în stânga sau în dreapta, pentru că te-a fost un nemigat. Nu se putea continua așa. Din acest punct de vedere, proiectul a fost un lucru extraordinar. De asemenea, s-a pregătit o infrastructură care să ne ajute în viitor pentru atingerea țintelor. Și dacă nu se simte acest lucru astăzi în buzunar, așa cum ați văzut, acele echipamente se va simți într-o perioadă, hai să spunem, medie. În primul rând, pentru că nu vom plăti, sper eu, că vom ajunge să atingem aceste target și nu vom plăti amenzile de 100 de lei de la primărie, 80 de lei care o să revin un pic la sfârșitul taxa asta care ne-a omorât guvernul, tehnocratul. Și încetul, eventual, să stopăm creșterea de tarife și eventual după un anumit timp să putem chiar diminua. Dar aici deja intrăm pe partea colegilor noștri de la colectare și nu vreau să vorbesc de un lucru. Noi vom avea un an maxim să vedem, să reglăm cum funcționează acest sistem întreg și să vedem pe unde trebuie intervenit. Un lucru este clar, trebuie intervenit pe biodegradabil. Dacă nu intervenim pe biodegradabil, nu vom atinge țintele niciodată. E posibil că va trebui să completăm infrastructura de la LEDS. Putem accesa fonduri pe POIM. Eu sunt sceptic, încă v-am spus, cele 18 județe nici nu au terminat costul. O să
fie destul de greu ca să se dea drumul la proiecte europene cu voi, încât nici n-am terminat pe celelalte. Dar dacă aceste investiții nu trebuiesc de ordinul 10 de milioane, atunci e posibil ca Consiliul Județean din Forțe Multii să facă. Asta vom vedea după un an de zile de funcționare. Ce mai am de spus? Nu știu. Mi-au notat doar câteva idei. Da. Domnul președinte a vorbit de Șarcisic. Da. Șarcisic este campioană României la basket feminin. În tare aș vrea ca județul Covasna să fie campioana României în domeniul deșeurilor. De altfel, astăzi parcă am auzit, nu știu la care rând, că aerul cel mai curat din țară este la Sfântul Gheorghe. Vrem acest lucru și la deșeuri, ca în 2020-2021 județul Covasna să fie primul care și-a atins targeturile țintele.